titlul din cotidianul francez L'Équipe, unul dintre cele mai importante din lume, Simona Halep, eliberarea. Titlul din cotidianul spaniol sportiv Marca, consacrarea. Titlul din Guardian, presă britanică, setul excepțional al domnișoarei Halep. Titlurile presei străine rulează în buclă, după cum și toate televizoarele din acest studio încă difuzează meciul de ieri câștigat în fața lui Sloane Stephens. Dacă anul trecut s-a întâmplat împotriva mea același lucru, am zis că sunt capabilă să întorc și eu meciul. Am dat tot ce am putut, am stat acolo, am stat puternică mental și de aceea am și câștigat. Nu pot să spun decât că sunt super, super fericită. Finala ei, meciul nostru. România strigă Halep.